Bună ziua, dragi părinți, copii și bunici! Revin cu informații privind examenele Cambridge. Acolo unde nu se poate ajunge la Smart, deși recepția noastră este deschisă de luni până vineri între orele 1 și 7 după amiaza, acolo unde se dorește scrie la un examen Cambridge online, dedesubtul acestui video atașez link-ul. Pe site-ul Eurolingva se poate face înscrierea și plata. Este foarte important în momentul în care faceți înscrie la examenul Cambridge, pe foaia de vărsământ sau OP, să scrieți taxă, examen Cambridge și nivelul. Adică să știți bine la ce nivel, la ce nivel susține copilul examenul Cambridge. CAT, PTFC, CAE, da? Movers, Flyers, nu știu ce. După care să scrieți numele copilului, da? Numele copilului exact așa cum este în certificatul de naștere. Lucrurile astea sunt foarte importante. Iar după ce ați făcut plata, o să vă rog să trimiteți dovada plății la Cristina la recepție, la următorul număr de telefon. 076-440-7245. Încă o dată, 076-440-7245. Faceți o poză sau scanați și trimiteți dovada plății. Încă o dată, este foarte important să ne încadrăm în termenul limită de înscriere pentru examenul Cambridge. Examenele Cambridge sunt deja programate. Dacă nu vor putea să fie susținute la datele programate, sfârșitul lui mai și începutul lui iunie vor fi reprogramate, însă este foarte important să ne înscriem în termenul limită pentru a avea toți candidații centralizați. Da? Termenul, deadline-ul, termenul de înscriere este 3 aprilie. Deci până pe 3 aprilie, ori fizic la noi, la Smart, ori la acest link, asigurați-vă că înscrieți copiii pentru examenele Cambridge. Examenele Cambridge se vor susține cu siguranță în vară. Dacă va fi nevoie, decalăm, dar cel mai posibil și sperăm să se susțină la datele la care deja au fost programate. Numai bine, la revedere!